Parlamentul a ratificat memorandumul de înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară în sumă de 150 de milioane de euro pentru țara noastră. Asistența macrofinanciară din partea UE are două componente, 30 milioane de euro grant și 120 milioane de euro împrumut. Ajutorul financiar va fi acordat pentru a acoperi necesitățile bugetare ale Republicii Moldova și este complementar resurselor furnizate de instituțiile financiare internaționale și donatori pentru programul de reformă a țării. Domeniile cheie ale reformelor finanțate sunt sectorul energetic, lupta împotriva corupției, statul de drept, guvernarea sectorului financiar și public, climatul de afaceri. Asistența financiară va fi responsabilă timp de 2 ani și jumătate și va fi debursată în trei tranșe, în perioada 2022-2024. Totodată, legislativul a ratificat acordul de grant privind asistența macrofinanciară pentru suma de 30 milioane de euro și acordul de facilitare din promut dintre Republica Moldova, UE și Banca Națională a Moldovei pentru suma de 120 milioane de euro. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat la 6 aprilie 2022 decizia privind acordarea asistenței macrofinanciare a Republicii Moldova în contextul consecințelor provocate de invazia Federației Ruse în Ucraina precum și al gestionării crizei gazelor și redresării economice de după pandemia de COVID-19. Memorandumul de înțelegere dintre Republica Moldova și UE a fost semnat la Bruxelles pe 22 iunie curent.